Salutare cocolișilor și bine v-am găsit la un episod pe care îl facem în secret, deoarece lui Felix am spus că o să mă registrez un episod din House Flipper, dar când colo, eu șmecheră, am venit aici pe toca boca și vreau să fac ce vreau eu, deci vreau să fac ce vor mușchii mei, așa că apăsați butonașul de cocoli, like dacă mai vreți video din dintre astea și haideți să-i dăm drumul, ar trebui să mă descurc și eu, play, play! Play! De ce nu merge butonul de play? De ce? Mi s-a blocat jocul, nu te rog frumos. S-a blocat tot calculatorul și ce mă fac? Ce mă fac? Gata, mă, gata. Deci nu cred, am avut niște emoții aici că nu mi iese planul. lor ați apăsat butonul de cucu pentru că astăzi o să ne facem de cap, mă. Deci vreau să văd ce pot eu să fac aici. Mă duc direct la shop. Vreau să-mi cumpăr ce vrea sufletul meu, femeia singură la shopping. Să vedem aici. Mega bundle de 334,99 la reducere. Ia să vedem. Am două grămadă de personaje, dar nu prea mă interesează personajele atât de mult. Ce îmi dai aici? Mol. 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 Și ce aici? O grămadă de clădiri? Și lumi? Bă, frate, s-ar putea să fie o afacere foarte bună uh, să întind buzunarul atât de mult, să cumpăr efectiv tot. Mamă, că ți dă și unicorni aici, căluți, ce sunt ăștia așa de cute și... cu siguranță lui Felix o să-i placă animăluțele, pentru că el își dorea să facă o camera animăluțelor, dar nu avea animăluțe. Dar dacă luăm ăsta cu 334,99, care nu-ți mai dă nimeni rest o să aibă o grămadă de ani o să aibă chiar această broscuțe testoasă roz și știm cu toții că Felix îi place foarte mult culoarea roz și îi plac foarte mult broscuțele testoase. Și uh, uitați cățelușul ăsta, uh, super cute și pisicuța asta și puraș, doamne ce faine sunt toate. Și aici niște personaje, cred, nu știu ce cu ele. Bun, dar eu vreau mobilă, îmi dă și mie careva mobilă. Sau ce să astea? Astea sunt multe haine. Mama, asta sunt din lumii, așa este? Deci nu știu ce să fac. Mamă, ce faine scăsuțele astea să le luăm. Faza este că e cam scump, mă. Deci e cam scump, nu știu, nu știu, nu știu ce s-ar întâmpla. Asta este la special offers, cam multe. de să vedem aici la furniture packs. Poate mi iau eu altceva, nu știu, ceva ce vor uh, mușchii mei, dar cred că ne-am uitat împreună cu Feris la toate astea. Aici pot să-ți de pe hartă. Ok. În sfârșit am și o ocazie să mă uit așa la, la toca boca singurică. Aș putea să-mi iau totuși o căsuță de pe aici. Sau să-mi iau chestia super mega scumpă. Nu știu nici eu ce să fac. Haideți mă oameni buni că nu am să cheltuiesc toți banii noștri. Așa că să vedem. Uitați. Astea două pe mine mă atrag foarte mult chestia asta care are piscină. Și eu am vrut să o iau, dar la fel s-a părut prea mult pe lei Și uite, are și flamingo. Eu cred că ar trebui să o luăm. Adică este, este parcă prea cute, mă, oameni buni. Acum să vedem. O luăm pe asta, care e superbă, care mă duce așa cu gândul la vacanța de vară, chiar dacă acum urmează cea de Crăciun. Hai să vedem și ăsta, apartamentul ăsta. Deci ăsta nu este casă, este un apartament. Mamă, dar ce cute! Are și copaci rozi! mamă, și cu curcubeu, și cu pernuțe colorate, și cu inimioare, și lumini din astea. Uuu! Ia uitați, deci avem aici niște rafturi care sunt roz și albastre și nu mai sunt de culoare bălegărețului, cum sunt toate cele pe care le aveam până acum. Mamă, ce fain e și tapetul ăsta, atât ta de cute. Ia uitați ce fain poți să-ți faci aici. Ai și penar. Mamă, e cute rău de tot. Acum, cocolișilor, pe care să alegem? Să vedem. Deci, nu știu, simt că trebuie să fac aici niște decizii importante în viață și nu știu, mamă, deci nu știu ce, ce să-mi iau. Stai să vedem. Trebuie să mă grăbesc, pentru că oricând poate să vină Felix și să strice aici. Bă, eu, eu vreau să o iau pe asta. E foarte disco și romantică. Hai să o cumpărăm. Bye! Cumpăr! Am cumpărat! singur. mi-am făcut de cap! Play now. Mamă, deci nu cred, nu cred. Ia să vedem. În primul rând, eu vreau să decorez cum vreau eu. Așa că să vedem. Care e, care -i casa, dar unde e, unde e? A, ah, poți să-ți o construiești în altă parte. Dar nu știu, selectă place for your house. Bine, mă, să vedem. Uite, vreau să o punem. Uite aici. Cred că aici ar arăta foarte bine. Sau. Sau aici, lângă mare. Nu știu ce să zic. Hai să o punem aici, lângă mare build. Deci nu cred că mi-a luat casa la mare și scumpă, fără să știe Felix. Intrăm în ea. Haideți, oameni buni, să intrăm. Dar vă rog frumos, susțineți-mă cu coco -co like dacă mai vreți episoade de acest gen. Să vedem ce o să facem noi astăzi distractiv. Abia aștept să se încarce, să văd aici rezultatele cumpărăturilor mele. Mamă! Ce fain! Ia uitați ce voi, avem o priveliște de vis cu copaci cu flor roz și avem și umbreluță curcubeu. Nu cred așa ceva. Deci muzica asta nu știu cum să se oprească. Dacă este mult. O, ce cute e aici! Doamne, bă, câte camere sunt! Una, două, trei, patru, cinci! Am bucătărie, am baie. Asta e baie, nu? E baie? Ar trebui să fie baie. Doamne, deci nu știu cum să facem, dar... Am și mobil roz, ești nebun la bucătărie, cât de tare! Cocolicilor, asta vreau să fie căsuța mea secretă. Vreau să facem numai noi, pentru că, ia uitați, avem și dintre asta detergent de vase, roz. Este prea cute totul. Bun, deci nu știu cu ce să încep. Hai să dăm aici la build. Mamă! În primul rând, eu vreau să văd așa ceva. Asta îmi doream, deci îmi doream atât de mult. Ia uitați, avem duș roz. Este superb. Vreau să-l pun așa mai în colț, dar văd că acolo stă. Avem duș roz și avem și toaleta roz, mă! Cât de tare! Punem toaleta aici. Sau nu, o punem aici? Nici nu știu unde să o punem. Hai să vedem cum, cum să facem. Să punem aici duș, nu că te vede lumea. Să, să zicem că stai aici. Hai să vedem ce chiuvet avem noi. În formă de inimioară. Deci asta este, asta este apartamentul meu, mă. Este proiectul meu, cât de cute vreau să văd aici și oglindă, punem oglinda asta roz, e prea fain, mă! zici chiar lui Barbie Și aici nu vreau să-mi pun uh, nicio chestie dintre aia, dar vreau să-mi pun niște rafturi, mă. cum să facem noi să ne punem niște rafturi? Cred că o să pun oglinda puțin mai sus și vreau să văd, aici erau niște rafturi foarte, foarte drăguțe, ia uitați, cred că s-ar potrivi de minunii acesta că avem și noi nevoie să ne punem uh, tot felul de chestii de cosmetice și știți că avem foarte multe, dar nu știu exact unde le găsim. Ăsta cred că trebuie ca să ne punem un prosopel. Uite-te, o să pun aici, ne lasă aici. Bă, dar eu vreau să se vadă. Uite așa. Avem hârtie igienică de pus la baie. Nici nu știu dacă avem. Oh, câte machiaje, câte parfumuri, câte chestii. O să pun aici parfumel. Oh, am și dat. Vreau să pun aici această, această cremă de mâini. Vreau să-mi pun aici acest uh, parfum de cameră, nu știu ce dar am nevoie. Uh, vreau să pun tot. Uh, vreau să pun... Ce, ce să mai punem? Uite ăsta, nu știu ce dar eu vreau să-l punem că e roz. Doamne! Uite, avem hârtie igienică, dar din păcate nu e roz. Am pus-o aici. Și... Uh, prosopelul ăsta e foarte cute. Nu știu, toate sunt toate de cute, deci... Nu știu exact ce reacție o să aibă Felix, dar uh, vedem noi. Uite, trebuie să pun oglinjoara să fie cumva gen aici. Asta este baia mea, este superbă. N-am pa de din și periuță, că nu le-am găsit pe rost dar vedem noi cum facem. Tare aș simți nevoia de încă un raft, mă, că avem foarte multe produse aici, pe care nu putem să le folosim pentru că nu avem destul de multe rafturi. Uite, poate ăsta e foarte mare, mă. E să-l pun pe ăsta, dar este uriaș. Este efectiv uriaș. Să vedem ce punem noi aici. Ok, am să caut un covoraș pe care credeți că o să-l pun cumva acesta în formă de inimioară. Mamă, cât de cute! Doamne, mi-ar fi plăcut să avem și unul foarte mic. Gen, uitați, să-l punem aici ca să nu ne fie frig nici când suntem acolo la baie. Doar că nu prea putem să-l mutăm, să... În fine, arată bine așa, eu zic că arată bine. Mă, baia, momentan, am să o las așa, pentru că, oricum, acesta este proiectul nostru mai mare, adică eu vreau să mai lucrăm aici. Hai să vedem ce, ce ne punem noi pe perete la bucătărie. Să vedem, facem o bucătărie superbă cu roz sau cu inimioare sau cu asta? Bă, dar ce chiuată! Asta merge și la baie, sincer! Sincer vă zic că, ia uitați, asta merge la baie. Doamne! Parcă zici că vrea să vină aici o, o păpușă barbi să lucuiască. Asta aș vrea să mi le pun în salon, inimioarele astea. Sunt frumoase de salon. Sunt superbe. Sau mai degrabă de dormitor. Bă, nici eu nu știu. Bă, asta era cumva baie. Dacă eu m am făcut baia acolo și de fapt trebuia să o fac aici. Sau nu, asta să fie cameră. Că nici eu nu știu ce să zic. Cred că e bine să facem baia unde este. Pentru că este o cameră mai mică. Și o să rămân așa. Acum nu știu ce părere o să aibă Felix când o să vadă acest episod dar facem ce vrem cu coleșilor. Putem să punem asta la bucătărie. Ia uitați, am găsit-o acum. Vedeți cât de bine arată. E, e per se pretează pentru bucătărie. Acum mie mi îmi place foarte mult cum stă chiuveta aici la, la, bucătărie. Vreau să vedem cu mobilierul aici, cum îl mai organizăm puțin. Mamă, m-am sperat că au uh, plecat chestiile astea. Așa, avem nevoie de un frigider. Credeți, cocolișilor, că avem frigider roz? Este posibil așa ceva? Bă, n-avem frigider roz! Ce să fac? O să mi-l pun pe acesta. Punem frigiderul galben. Asta este. Și vreau să punem mai multă mobilă. Avem mai ce mai multă mobilă de bucătărie? Nu avem mai multă mobilă de bucătărie, mă. Dar chestia asta, nu știu exact de unde îi. Ia uitați. A, uite, se pare că poți cumva să-ți faci mai multă mobilă. Hai să vedem dacă putem să facem ceva șmecher. Bun, să vedem unde dăm puțin arăgazele o parte sau punem aragazul aici? Așa. Ne lasă. Bă, unghiurile astea parcă nu s chiar ce trebuie. Dar vedem. Uite, aș vrea să punem uh, uh, să punem asta. Credeți că ar da bine? Faza este că le cam înghesuiesc puțin așa și și nu știu dacă chiar ar da bine. Ah, da, asta ar da bine gen aici. Poate. Bă, nu știu, dar sunt super excited să-mi fac aici o super mega mobilă de bucătărie. Dar faza este că le cam înghesu, nu prea avem așa mult spațiu, din păcate. Cred că trebuie să iau pe viitor o casă și mai mare și mai scumpă. Bun. Bă, asta cred că ocupă prea mult spațiu aici, nu știu. Am așa și puțin emoții, gen, când o să vadă Felix episodul ăsta, vreau să zic că, wow, ce frumos ai făcut Cristina, să nu cumva să vină cu ceva și să spună că el ar fi făcut mai bine decât mine, știți? Asta vreau eu, uite, vreau să pun masa asta, dar e prea mică, mă. E prea mică, nu e masă de bucătărie, nu știu ce ne facem cu ea, unde am putea să o punem. O dau la o parte, că poate o folosi mai încolo. Să punem asta ca și masă, sau să lăsăm asta ce era dinainte? Nu știu, am emoții. Vreau să fac aici perfect. Bun, hai că o să lăs, lăsăm asta și punem scăunele astea super cute aici în față. Dacă ne lasă. Uite așa. Perfect. Și aici putem să punem niște răftulețe. Ia uitați, dintre astea foarte drăguțe. Poate putem să-l punem chiar pe ăsta. Ia uitați, putem să punem două dintre astea și facem un fel de mobilă, mă. Asta este mobila mea de bucătărie, cât de cute este, mă, oameni buni. Ia uitați, se potrivește? Ăsta parcă aici, parcă nu se potrivește atât de mult. Ia asta să vedem, dacă îl aruncăm la gunoi și punem altceva. Stați să vedem. Ne ducem aici la bucătărie și punem încă o dintre asta. Uite așa și poate așa nu le înghesuim pe toate. Da, cred că arată mai bine, așa dacă nu sunt atât de înghesuite. Ia uitați ce părere aveți. Da, bine! Și acum va trebui să. să punem tot felul de chestii, dar asta este baza. Că știți cum îmi place mie. Vreau să fac așa un fel de bază, și după aceea revenim și tot mai punem. Dar mi-am dat seama că n-am pus nimic pe jos. Să vedem ce punem noi pe jos. Ce credeți că s-ar potrivi să punem pe jos la bucătărie? Gresia asta? Să fie gresie sau să fie parchetul ăsta roz? Mai avem ceva opțiuni. Gresia asta? Parcă e mai drăguță! Este! Bun. Asta o să fie la bucătărie. Eu zic că se potrivește foarte bine. Și să vedem în restul casei ce ne facem. Nu știu, dar asta ta de bucuroasă. În restul casei aș vrea să-mi pun, uitați, mochetă dintr asta roz. Aici pe terasă aș vrea să-mi pun dintr asta de lemn. Mamă, ce fain arată. Sau să punem un lem mai închis? Da, ba nu. Un lem mai deschis. Uite așa. Iar aici, probabil o să fie... Nu știu exact ce o să fie aici. O, o, cameră, ceva, o cameră. Dar am să pun tot mochetă dintre asta. Ia uitați. Punem tot mochetă dintre asta roz. Și aici o să las asta... Mocheta asta închisă la culoare, nu știu exact ce e. Să vedem ce Tapet mai avem. Mamă, îmi place mult de tot. Este superb ce am ales aici. Ok, deci, cumva, vă zic sincer, că simt lipsa lui Felix. Parcă, parcă aveam așa mai multă inspirație când era și el. Haideți să, celelalte camere, mă gândesc acum, o să le păstrez, o să le facem împreună. Și vreau să fac bucătăria asta drăguță. Să-i fac o surpriză. Acum nu știu exact ce părere o să aibă el când o să vadă episodul, dar vedem, noi ne descurcăm. Uuuu, ce fain! Avem nitră asta de bomboane! Bă, dar e uriaș! Am vrut să-l pun și aici pe raf, dar este efectiv de 2 metri. Avem aici niște boluri și niște cănițe noi, pe care nu le aveam până acum și tare mult mă bucur că am cumpărat. Vreau să le pun unul în alta, nu mă las să le pun unul în alta. Bine mă, le punem așa separat. Ia uitați! Ce drăguț! E ce mai punem noi aici sus? Dar văd că nu mi-au dat exagerat de multe lucruri, vedeți? Mi-au dat așa cu țârâita, știți? Era fain dacă ne dădea multe, 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 multe lucruri. Astea-s boluri de mâncare pentru pisicuță? Sau ce sunt astea? Să le punem aici jos? Dar nu cred că... Nu înțeleg ce sunt. Vă rog frumos să spuneți în comentarii ce sunt astea. Da? Poate voi vă pricepeți, poate aveți vreo idee. Oh! Avem mai multe ceainice dintre astea Dar totuși o să-l pun pe acesta în formă de inimioară Uite, îl pun aici Așa Facem aici un fel de design cu două cănițe Ca să fie pentru un îndrăgostiți Se pot pune una în alta? Nu, nu se pot pune una în alta Uite așa Și să vedem uh, ce decorațiuni mai punem De deci ce o simt nevoia de o plantă? Să vedem unde găsim noi plantele Unde erau? Cred că aici în salon Stai că am văzut ceva în formă de gogoașă Bă, ce cutie plătuța asta Uite faine, dar unde să, să punem? Uite, punem aici. Deci nu cred, câte chestii cute am cumpărat eu astăzi și mă bucur enorm, vă zic sincer. Uite, asta este bucătăria momentan. Vreau să pun și o plantă din aia agățată. Uite te. Vreau să pun pe asta aici. Să curgă deasupra uh, geamului unde spălăm aici vase, să fie superb. Mamă, super tare în parcare. Și să mai punem încă una. Nu știu că e fain, parcă să ai multe, multe plante. Uitați, așa. Este fain. Parcă simt nevoia să punem și una la baie, tot asta. Uite aici, pentru că avem geam. Și vreau la toate geamurile să punem, să avem noi plântuțe peste tot. Așa este, dă bine. Acum nu vreau să supraaglomerez pe aici, dar... Simt nevoia că parcă ar trebui să mai punem ceva aici la bucătărie, chestii de genul ăsta, uitați aici pe raftul ăsta, aș vrea să punem ceva. Uite, luăm ăsta și îl punem aici, că parcă nu stă bine acolo. Și vreau pe masă să punem felia de tort. Cred că o să fie ziua cuiva. Nu știu. am pus acolo! E gata! Ce tare! Îmi place mult la Toca Boca că poți să... Chiar folosești toate lucrurile astea, știți? Să dai click pe ele să se întâmple chestii, îmi place. Uite, bombonele astea parcă le-aș pune aici. Și ce credeți voi că ar mai merge? Ia să ne ducem puțin la decorațiuni. Uite aici, poate găsim ceva foarte drăguț. Ceva ce s-ar potrivi. Mă, ce să punem aici? O vază, nu știu. N-am idee ce am putea să punem. Dar, poate niște lumânărele. Astea putem să le punem la baie. Ar fi și șmecher, uitați. Am pus o lumânărică la baie. Stai, nu, 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 pe, nu, nu, pe machiaje! Nu pe machiaje, mă! Stai să luăm asta și să punem în loc de machiaj. Oh! Te rog frumos să stai acolo. Dar ia uitați că avem spațiu de depozitare și aici jos. Deci eu abia acum m-am prins că avem spațiu de depozitare jos. Atunci, asta schimbă lucrurile. Putem să ne mai punem niște chestii aici. Aoleu, că prea mari. Astea sunt bombe de baie. Ce tare! O să le pun așa fără suport, astea două. Ba nu, asta mov, că e mai feminină. Uite așa. Deși noi n-avem cad aici, am pus bombe de baie degeaba, că n-avem cad, avem cabină de duș, mă. Mă, Cocos Cristina, știi ce ar fi mai bine să punem? Cred că asta. uite te dacă încape. Dar nu încape. O las așa. Trebuie să faci uneori și sacrificii. Bine, mă, Cocolicilor. Asta am reușit eu să fac în episodul de astăzi. Sincer vă zic că mi-a plăcut la nebunie și dacă vreți să mai facem episoade de acest gen, vă rog frumos să apăsați butonul de coco like. Nu știu exact ce reacție o să aibă Felix. Vedem! Stați pe aproape și ne vedem în episodul următor. Pa!